Ne înțelegerile dintre cele două familii au început în 2007, când bărbatul reclamat, Lucian David, și-a deschis un service auto. Deranjați de zgomot, vecinii de peste stradă l-au reclamat atât la poliție, cât și la alte instituții ale statului. Am încercat să răbdăm, să suferim și nu s-a putut, să ne înțelegem omenește. Le-am ieșit înainte, am vorbit frumos cu ei, el încă a venit cu cheia să-mi dea în cap mie când i-am zis eu. Dumneavoastră, de ce n-ați fost de acord? Păi n-am fost pentru că ne deranjează. Ce anume? Ne deranjează zgomotul. Că vă dați seama, când vine mașină la reparat, nu vine la mașină de cusut să coasă o haină. Și vine cu ciocan, cu tot felul de alea. Ce vine aici. Și de atunci eu m-am îmbolnăvit. Am căpătat diabet. Pă, stres nervos, că mă vedeți. Femeia spune că a cerut inclusiv ajutorul primarului pentru a opri activitatea servisului de peste stradă, mai ales că acesta funcționa ilegal, susține ea. A venit primarul la fața locului și ne-a zis că să ne mutăm casa. Am încercat, dacă mă crede, să băgăm și ceva în urechi. Ne-a dat cu pietri pe casă, noaptea să scula și ne-a dat cu pietri pe casă. Nu puteam să ne odinim în casă. Și ginerii mi-au sunat la 112. În sfârșit, a zis că să ne ducem să depunem plângere la poliție. Ne-am dus, poliția i-a dat avertisment. În luna mai a acestui an, vecinul reclamat și-ar fi ieșit din fire și ar fi agresat-o pe femeie, povestește ea. În urma lovitorilor primite, a ajuns la spital unde a fost internată. Eu l-am văzut că vine cu mașina spre mine și m-am lipit de gard și m-a șters pe aici cu oglinda, la piept. M-a șters cu oglinda și i-am zis, drept atunci, de moment, zic, ce faci mă, zic, nenorocitule, zic, mă omori. Și a tras mașina mai înainte. S-a dat jos din mașină, a blocat mașina, e o grămejoară de pământ acolo. A dat mașina mai înainte și m-a scuipat, m-a înjurat și când mi-a dat domnișoară, doamnă, dar nu știu cu ce mi-a dat, că nu mai știu. Am rămas așa câteva momente în necunoștință. Bărbatul a fost reclamat din nou la poliție, care i-a deschis un dosar penal. La postul de poliție Osica a fost întocmit dosar penal care se află în lucru, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Vreau, când viu de la serviciu, să-mi găsesc părinții liniștiți, nu plângând ca de obicei, cum îi găsesc, că dacă pleacă să ia o sticlă de lapte sau la magazin, să-i găsesc bătuți sau... eu știu cum, plângând când vin de la servici, doresc să stăm și noi liniștiți în casa noastră cum stă toată lumea. Pe bărbatul reclamat l-am găsit pe un câmp la marginea comunei Osica de Sus, unde s-a retras pentru a scăpa de scandalul cu vecinii săi, spune el. Nu am absolut nicio problemă cu dânsele, ele au ceva împotriva mea. De ce vă reclamă? Din invidie, din ură, din prostie. V-ați bătut-o pe bătrână, e adevărat? Nu este adevărat. Și multe alte acuze pe care mi le aduc nu este adevărat. Servisul auto al bărbatului a fost închis în urma unor controale. Primarul din Osica de Sus, Ion Ciocan, spune că acesta nu a solicitat autorizație de funcționare. Cât despre scandalul dintre cele două familii, edilul spune că nu poate interveni.